doar aproximat Bitcoin 2024 în ce lună? În aprilie 2024. Okay, deci în aprilie 2024, dacă facem o mică extrapolare aici pentru Bitcoin. Rapid, ne întoarcem. Dacă extrapolăm un pic, vedem aici aprilie 2024, aici este halvingul în regiunea asta când aprilie, dar nu ne zice exact. Punem în aprilie, deci undeva aici. 66 de săptămâni. Hai să vedem dacă se pupă. Low a fost aici, aici ai avea 74 de săptămâni. 66 de săptămâni, unde ar fi? Mm, fi undeva pe aici. Pe aici, să zicem. Decent, decent. Din nou, asta intră la subsol posibil sub, pentru Bitcoin în mare parte, dacă te uiți. Aici este halvingu, Aici este halvingu pentru, pentru Bitcoin ce a făcut de la halvingul precedent? Asta a fost undeva prin 2020. În jurul ăsta. În regiunea asta pe aici a fost halving. Mai de unde a fost halvingul precedent. Halving 2020. Noiembrie 28 2002. Nu, nu, nu. Ok. Mai 11 2020. Mai 11 2020. Aici. Aici, aici aici, mai 11. Eram deja ieșit din ber. Eram deja ieșit din ber de câte săptămâni. Deci low a fost aici. Wow. Wow. 75-76 de săptămâni înainte de halving. Și aici ar fi similar. 76 de săptămâni. Wow. Se pupă. Bine ușor, hai să vedem dacă mai e halving din 2016 Ok, the first bitcoin halving Ok 2016 iulie 2016 iulie Iulie 2016 hmm. Aici Ok, aici Aici low unde a fost? Să zicem că îl măsurăm pe ăsta. Wow, 77 de săptămâni. 77 <laughs> de săptămâni înainte de halving. Ok. Uh, interesant. Dacă este extra mi să zicem că ciclul ăsta este similar. The low is in. Dar uh, mai vă vorbeam despre o chestie. Aici pentru Bitcoin. Aici ai avut toate, toate celelalte cicluri. S-au terminat în blow-off top blow top în mare parte și aici blow top în mare. Aici ai avut dublu top. A avut dublu top, chiar cu un nou high în regiunea asta. N-ar fi exclus nici aici, asta să fie low, dar să faci un 15 14, 800 înainte să faci asta. Adică să faci un pic similar ca aici, ceva similar cu în zona asta și apoi asta n-ar fi exclus pentru, pentru, Bitcoin. Cred că va mai fi oportunitate, chiar dacă ăsta merge aici, ăsta e început de bull, care pare că se preconizează după, după, datele pe care le avem, chiar dacă face ceva de genul ăsta, cred că vom mai avea încă un Black Swan care îl va duce măcar în range-ul ăsta despre 20.000 de dolari, măcar o dată până la începerea bull marketului pe, pe Bitcoin. Cam, cam asta, da? Este început de bull sau nu? Început în ce put de bull market. Ok, și, aș, și, avem așa, ok, început de bull market, acum o să structurăm în două faze, deoarece început de bull market și ce înseamnă și da și nu. Avem partea de Bitcoin prima dată, deci avem partea de Bitcoin prima dată, avem partea de altcoins aici, doar ce nu sunt la fel și o să vă explic imediat de ce. Cu date clare, da? Altcoins și piețe tradiționale. Ok? Deci avem asta. Avem astea trei și o să vorbim despre ele imediat în parte, ce cred eu și unde cred că sunt. Ok. Bitcoin. Care sunt chestiile pozitive aici? O să împărțim în două pentru Bitcoin, în mare parte. Chestiile pentru. Deci pentru, aici avem, da, este început de bull market, aici nu, nu este început de bull market. Da? Deci partea asta este da, partea asta este nu. De ce ar putea fi un început de bull market aici pentru Bitcoin? De ce? Păi avem prima dată narațiunea, nu? Avem băncile. avem băncile, narațiunea cu băncile în mare parte, care dau faliment și asta este plus pentru Bitcoin aici. Este la da, poate să marcheze ăsta un în început de bull market? Poate. Avem deja câte săptămâni, Hai să ne uităm un pic pe, pe grafic aici, câte săptămâni avem de la uh, finalul celălaltui uh, bull. Hai să ne uităm un pic aici pe grafic, facem o mică paralelă, deoarece mi se pare uh, importantă treaba asta. Ah, cu uh, cu ce am văzut până acum. Bun, hai să vedem aici pe weekly, de aici, din zona asta, până aici, la subsol, am avut cât? 55 de bars, nu? 55 de săptămâni. Aici, din zona asta de top până aici, să zicem că este subsol, am avut 52 de bars în mare parte. Face sens, da. Hai să vedem aici. Hai să vedem aici. Deci ciclicitatea. Aici vreau să ajung în mare parte. Ciclicitatea pentru Bitcoin aici am vrut să ajung, Haideți vedem, aici am avut undeva la 61 de bars. Da, 61 poți să faci caz cu asta, dar asta mi se pare că pentru mine asta a fost sub 61 de bars, da? 61 de săptămâni în mare parte, cel puțin asta am văzut până acum. Deci, am fi în ciclicitate pentru Bitcoin, pentru un subsol, da sau nu? Da. Răspunsul este da. Deci, ciclicitate, da? Ciclicitate, ci... Ciclicitate, aici. Ciclicitatea pentru Bitcoin este ce trebuie aici pentru Bitcoin. Suntem în zona aia în care putea să zici, da, este ăsta un final de bull. Ce ar mai putea fi aici pentru Bitcoin? Halving-ul. Halving-ul, da, deci halving-ul pentru Bitcoin, da, vine, știm foarte bine, în 2024, o dată ce avem halving-ul de obicei, încep și celelalte cicluri de, de bull market și avem deja un subsol cel puțin aș zice, dacă nu înainte cu vreo 3 luni, 6 luni, aș zice un, un subsol măcar în momentul în care avem halving-ul pentru Bitcoin. Asta este uh, istoric. Da? Deci avem halving-ul halving aici pentru Bitcoin care din nou mi se pare un plus. Deci avem narațiunea pe care am avut-o și la începutul acestui bull market în care a cumpărat microstrategii, toate celelalte, toate celelalte a cumpărat a cumpărat Bitcoin, am avut din nou o narațiune, acum avem altă narațiune în mare că Bitcoin este mai stabil decât băncile, că poți să ți deții cheia privată, că atrage inflația din piață, și tot așa. Toate chestiile, deci narațiunea este și acolo. Avem halvingu avem ciclurile, avem băncile, cam asta mi se pare momentul de față. Avem un trend schimbat pe Bitcoin sau nu, că și asta e important, pe weekly. Avem trendul schimbat din bearish și în bullish pe weekly sau nu? Ia, întrebarea aici de baraj. Aici, dacă vedem 2019, putem să vedem că aici am schimbat, am avut minim, minim în urcare și atât ce ai urcat peste zona asta, Bitcoin s a schimbat trendul. Deci aici ai avut minim, ai avut minim în urcare, ai avut maxim și aici poți să zici că ți-a ți schimbat în mare parte trendul și ai mers mai departe. Dacă observăm și aici unde ai avut, ai avut minim, ai avut dublu subsol aici, aici ai zice că undeva prin regiunea asta, pe aici, între zona asta de aici, s a schimbat Bitcoin uh, pe, pe weekly. Aici... În momentul de față ți-a schimbat Bitcoin traiectoria pe weekly sau nu? Avem în momentul de față zona asta de low, avem zona asta de high, avem din nou un nou minim aici, da, în mare parte și acum un nou high peste precedentul. Deci s-a schimbat trendul pe weekly sau nu? Da, weekly, trendul pe weekly este up în momentul de față. Da? Ai minim, ai maxim, ai minim, în scăd ai minim în urcare, maxim în urcare. E trendul schimbat pe weekly? Este este trendul schimbat aici pe, pentru Bitcoin. Bun, ne întoarcem, ne întoarcem. Mai dacă mai merge aici treaba. Ne uităm rapid. Bun, deci trendul, trendul pe weekly. Trend, weekly. Trendul pe weekly. Up în momentul de față schimbat. Da? Deci în mare parte pare că am putea fi aici să zicem într-un început de bull pentru Bitcoin da sau nu încă nu știm doar ce mai e și partea asta de, de, nu. Ce ar fi pentru Bitcoin aici pentru, pentru, nu? Că de ce nu este ăsta un început de bull market? Și acum vă explic de ce și da și nu pentru Bitcoin doar ce dacă era aici în 2019 ce ziceai? Deci că este început de bull market aici în 2019? În, în zona asta stau ziceai totuși că asta face parte dintr-un raliu de bear market. Ce ziceai aici? Doar ce seamănă destul de mult, cel mai probabil seamănă regiunea asta cu regiunea asta, sigur nu este similar și nu o să fie niciodată atât de similar, dar seamănă, rimează un pic. Aici ai fi zis că s-a terminat bear market sau nu? Ce ai fi zis în regiunea asta de aici? S-a terminat sau nu s-a terminat? Ești încă în bermargă sau ești început de bur? Care este treaba? Și imediat vă zic ce, ce cred eu după ce vedem și părțile negative aici pentru, uh, pentru Bitcoin, da? Bun, mergem aici. Avem macro, macro. Macroul economic. Nu avem o recesiune confirmată aici. Deci pentru nu... Început nu avem o recesiune confirmată în momentul de față pentru, uh, pentru Bitcoin pentru a avea un, uh, un bull market, să zicem așa. Care ar mai fi? Care ar mai fi aici? Ce mai mai putea avea? Ce mai putea avea aici pe, pe partea asta de a nu fi început de bull market. Uh, n-am avut poate raliuri ratate. N-am avut raliuri ratate, n-am avut atât de multe raliuri ratate. ratate pentru Bitcoin, dacă ne uităm înapoi pe grafic aici, pentru, uh, pentru BTC, putem să vedem că am avut, nu prea, am avut aici un mic, aici unul, ăsta ar putea fi cam primul. Ăsta ar putea fi un prim rally aici pentru Bitcoin în regiunea asta ratată. Și să zicem că, de obicei, dacă te uiți aici, ai avut 1, 2, 3, 4, 5 și de-abia apoi ai avut aici o corecție și apoi mai departe. Uh, bun, n-ai avut asta. Ce, ce n-ai mai avut aici? Ce, ce n-ai mai avut aici? Nu ai avut o sperietură reală, perietură după ce ai ieșit din low. Reală. După low. Deci după ce ai avut low în piață, și aici mă refer în regiunea asta, da de aici, Pare că n-ai avut o sperietură. Uite, dacă ne uităm la trecut, dacă ne uităm aici la trecut, dacă ne uităm aici la trecut, putem să observăm că ai avut low, bam, up, up, sperietură, moon baby. Corect? Corect. Bun, hai să ne uităm aici în cazul precedent. Ai avut multe raliuri ratate, ai avut low, ai avut up, sperietură, da, destul de masivă aici pentru Bitcoin, în care ai lăsat pe cei care au intrat la prețul și credeau că se duce prețul în sus, Perietură în regiunea asta de 4000, up, up și de-abia atunci. Acum, răspunsul, răspunsul meu, suntem la început de bull market pentru Bitcoin, răspunsul este da. Suntem la final de bear market pentru Bitcoin, răspunsul este nu. <laughs> ok, hai să vă explic. Hai să vă explic. Cred că în momentul de față suntem 60% in pentru acest bear market de 60-65% în regiunea respectivă, asta nu înseamnă că s-a terminat. Dar un acest 60-65% la final de bear, pentru mine ar putea însemna și un început de bull market. Deci, în mare parte, și taurii în momentul ăsta și urșii ar putea avea dreptate, dacă te uiți din perspectiva asta. Dar toate drumurile duc mai aproape pe un final de, de bear pentru Bitcoin aici. Asta nu înseamnă, dacă ne uităm aici pe grafic, Asta nu înseamnă că dacă ăsta este finalul de ber, și uite, ai fi zis același lucru și aici. Eram în zona asta. Ăsta a fost finalul de ber sau nu? Ăsta a fost finalul de ber sau nu? Nu, aici eram 60% în ber. Ok? Ai avut prima parte a bear marketului, a urmat a doua parte a bear marketului pe care am văzut-o aici. Similar și aici. Dar subsolul a fost aici. Dacă tu consider că subsolul este finalul de bear market pentru tine, e posibil ca Bitcoin să-l fi pus aici. Iar dacă mai retestează zona asta. La fel ca și aici, în regiunea asta de jos, după da? în care ți-a făcut dublu subsol. Ba, mai văzut aici low, ai văzut aici low și ai văzut aici moon. Imediat după, dar totuși, finalul a fost aici, nu? De bear market. Să zicem, dacă te iei după zona respectivă, dacă te iei în mare parte că totuși aici încă era în bear market, undeva la 60%, deci aici a fost low, da? dar totuși ăsta încă mai era în bear market, depinde cum privești situația. Depinde cum privești situația, da? Aici unii ar fi privit, da, să terminat bear market-ul văzând asta, unii ar fi privit, ok, aici încă era 60% în bear market, s-a retestat low aici a fost full 100% final de bear market și început de bull market, ok? Cam asta. Cam asta depinde cum o privești, dar toate drumurile duc în momentul de față ca ăsta să fie mai aproape de un început de bull market decât în mare parte de, 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 de un, de, de un bear market, na? decât de un bear market agresiv. Doar ce? Cred că suntem 60% și imediat vă zic cum mă poziționez eu. Cred că suntem 60% afară din bear marketul ăsta. Afară din bear market 60%. Asta nu înseamnă că asta nu poate să-ți meargă la un 34, 35 și apoi să-ți facă asta. Aici. Să-ți retesteze 15-14.000 în regiunea asta și să facă asta. După. Da? Să se ducă undeva la 69.000. Asta nu înseamnă că asta nu este un început de, de bull, nu? Corect. Asta nu înseamnă că asta este final de bear market. Corect? Nu este final de bear market, deoarece e 60%. Deci, în mare parte depinde cum o privești, dar toate drumurile duc pentru ca Bitcoin să fie din ce în ce mai aproape de un următor ciclu, cel puțin așa o privesc eu. Și de asta v-am zis că în momentul în care eram aici, da, mai țineți minte, eram la 25.000, v-am zis că vând zona asta, am vândut-o și v-am zis că cumpăr Bitcoin când se duce sub 20.000 de dolari aici. Am făcut-o, am făcut-o. Am cumpărat în jos, când s-a dus sub 20.000, am recăpătat regiunea asta de aici. În momentul de față, dacă eu cred că suntem out 60% din bear market, care ar trebui să fie în momentul de față ce am eu în piață? 60%. 60% sunt în piață, doar ce eu consider că în momentul de față am și 60, din, din Bermarket. Până la final de an cred că vom fi 70% au din Bermarket. Da? 70% au din Bermarket. De asta eu vreau să mă propun 70% în piață până la final de an. Și să mai las acolo 30% în caz de asta. Sper că aia 10% pe care îi pun în piață să fie pe o cădere de genul ăsta, pe un crash de genul ăsta care ar putea să vină. Da? cu o posibilă recesiune și vorbim imediat și despre asta. O posibilă recesiune ar putea veni crash-ul ăla, ar putea să-ți dea un ultim, ultim imbolt sau o ultimă șansă să cumperi Bitcoin în range-urile astea de jos, poate chiar cu un nou minim, ceea ce a făcut și în 2015 dacă ne uităm aici. În 2015 a făcut un micuț nou minim aici față de precedentul. Dacă ne uităm, depinde pe ce exchange te uiți. Dacă te uiți aici, da? aici să ștergem. Mam. Dacă te uiți aici, hai să vedem dacă a făcut un nou minim sau nu. Da, a avut un nou minim aici, poate ceva similar cu 2015, în care a avut minimul aici, a făcut un nou minim micuț și apoi a făcut asta. Asta cred că vom vedea de la Bitcoin în mare parte, cred că ăsta poate să fie un început de bull, dar multă lume când zic eu început de bull se gândește că gata, Bitcoin se duce la all time high. Nu, început de bull poate să fie ăsta de aici și a urmat asta. Început de bull poate să fie ăsta de aici, de jos, și a urmat asta. Curități la loc. ok? Asta tot poate să fie început de bull market, dar poate să dureze un an de zile în care asta poate să se testeze regiunea asta de sus, poate să facă asta, poate să facă asta, să ducă undeva în 14-12.000 și apoi asta. Da? Dar tot început de bull poți să îl numești, chiar dacă ăsta se face. Ăsta a fost primul impuls cu un minim, minim în urcare, maxim, maxim în urcare pe care Bitcoin l-a pus pe această zonă de aici. ok? Bun, Cred că e destul de clar. Acum, asta doar Bitcoin, ok? Deci asta e doar Bitcoin. E separat de altcoin. Vreau despre alcoinuri imediat doar ce? alcoinurile impresia mea pentru alcoinuri este diferită față de Bitcoin. Deci Bitcoin, cred că suntem aproape de un subsol pentru Bitcoin aici. Ar fi putut fi, nu bag mâna în foc că este, dar putea fi 15.500 pe, pentru Bitcoin în momentul de față.